Mă, ce m-am speriat. Ce faci, Doggy? Salutare! Astăzi sunt iar pe Sabar, vechiul bătrânul Sabar, și după o noapte în care au fost minus 3-4 grade și acum sunt 1,5 grade, nu știu exact dacă am șanse să prind ceva. Scopul meu de astăzi este să prind ceva. O să încerc și la Viermuș, voi nădi, voi pescui la spinning apoi. Aștept să-și facă nada efectul și mă întorc să pescuiesc la plută să văd dacă reușesc să prind ceva. Scopul meu de astăzi este să prind un singur pește decent. Hai să vedem ce iese. Asta e locul în care voi nădi. O să arunc viermușii undeva mai în dreapta. Viermușii. Patru pumni de viermuși. Să pregătesc lanseta de plută, care este o lansetă de spinning, cu mulinete de spinning, dar pe care o voi folosi la plută. Plută de un gram. Da, un gram. Scrie scobar pe ea. Dacă n-a fost destul de improvizație, o să folosesc un cârlig de drop shot. Că na, trebuie să improvizăm până la capăt. Condițiile în care am fost atât de fraier încât să-mi uit cârligele acasă. Două alice. Puse cam pe la 20 de centimetri distanță. Suntem gata. Mamă, ce cea mai improvizație făcută vreodată. Și mergem la spinning. Mult atac, wow! Ha? Clănuț, da. A atacat de multe ori, dar nu s-a agățat, cred că era... Ce tare! Primul pește... S-a dus! Ce tare! Se poate? Întoarcem în locul în care am nădit să dau un pic la plută. Să vedem ce o ieși aici. Operațiunea pescuit la plută după clan a eșuat. Mă
torinul la spinning nu mai am mult timp, cred că o oră de lumină, maxim. Și încerc să mai prind ceva la spinning. Dacă tot am prins și am spart gheața, poate mai intră unul. E destul de frig și bate și puțin vântul și e cam tăios așa, dar cred că reușesc să mai păcălesc unul. Foarte frustrant. Cred că am avut vreo 5 atacuri. 4 urmăriri. Wobblerul aproape câștigător, multe atacuri, dar nefinalizate, păcat. Cred că trebuie să-i schimb ancorele. E de la Decathlon, costă 8 lei. Și plouă. Și plouă, plouă, plouă peste lanseta mea. Nu pot să cred. Al doilea pește pe ziua de astăzi. Oh, cred că e același. Știu ce clen prind astăzi. Sunt buni decât deloc. Doi peștișori azi. Da. Oricum, pentru vremea asta, faptul că mănâncă și clenișorii ăștia. Hai, hai, hai. Nu, 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 nu. Bravo. Doi clenișori. Din câte ceasul este încă 20 de minute de lumină. L-am scăpat. Era tot din ăla mic, mic. Clenuțel. Se pare că ăștia sunt activi. Probabil și de asta și ratez, că sunt mici, ciupesc așa, din coadă, încet. Yes! Tot mic, dar e al treilea. Ceea ce mă bucură destul de tare. Hai că-ți dau drumul, prietene. Prietene, stai, stai, stai. Gata? Bine. Al treilea clenuț. Yay! Aș putea să nu fiu mulțumit cu trei clenuți astăzi mici, dar voinici. Cred că aici se încheie partida. Am reușit totuși să prind ceva. Pe vremea asta încă picură, nu mai plouă. E frig greu de tot. Și totuși am prins 3 clenuți. Wobblerul câștigător a fost un wobbler de 8 lei de la Decathlon, Barn Aiu de la Caperlan. Cred că vi l-am arătat deja. Mai pescuiesc un pic, dacă mai prind ceva o să vedeți și mergem acasă, că e fric și e târziu. Pa! Ne vedem data viitoare, joi!